Ei, salut, dragă, sunt Didi și bine pare că sunt la un episod. Astăzi o să facem un unboxing. Fac mai multe unboxing-uri. Pentru că mi-a venit și Micoletul. Nu cu prima cutie. Fate de la Amazon. Asta nu cred că vom avea nevoie de cutie. Deschidem poate să aici. Așa. În prima cutiuță avem aici și o cameră video, un webcam, webcam, cum să vorbesc. Vedeți ce avem aici? Aici avem cablul de alimentare și de conectare la computer. Ah! Nu, în primul rând aici este mouse-ul. Și mouse-ul, după părerea mea, arată genial. Este un mouse programabil cu 7200 DPI. Deci uitați-vă un pic de șmecher pasate mouse-ul ăsta și nu aveți idee cât de confortabil este mână. Și avem USB-ul. O pungă cu biluțe din acestea. Ce zice, aici avem mouse-ul. Mouse-ul acesta este programabil. Și nu știu, îmi place foarte mult cum arată. Deci avem buton de DPI, scroll-ul, butoane pe laterală și click-urile, evident. După cum am zis, de 7200 DPI, ceea ce mi se pare un lucru foarte, foarte șmecher. Aici avem biluțele. Și aici avem un fel de manual de instrucțiuni. Acest mouse poate fi programat printr-un software. Nu știu exact cum este software, dar o să-i dau eu de cap. Și să vă închid de șmichere arată. O să pune și în funcțiune. Bine așa arată mouse-ul. Avem aici butoane pe care putem să-l schimbăm culoarea. Buton de la DPI. Și cum puteți vedea, este iluminat. Și este cât de șmichere arată verdele ăsta. Da, după cum am zis, un mouse programabil. Și hai să trecem la următorul lucru. A, mouse-ul vechi. Minecraft, uitați cam așa se mișcă mouse-ul, dar nu prea se vede acum. Ok, deci am pus acolo mouse-ul. Și să mai trecem mai departe. Aici, în următoarea cutie, avem webcam-ul. Un webcam cu LED-uri. Așa. Vine într-o cutie foarte, foarte frumos ambalat. Să scoatem de aici. Și am aici o folie care nu știu, îmi place prea mult. Și să-l scoatem de aici. Bine, și acesta este webcam-ul. Webcam micuț, care poate fi prins pe monitor. Aici avem 3 LED-uri. Și avem o manet, ăsta un buton pe care să setăm luminozitatea. Și este USB-ul. Și, după cum am zis, ăsta poate fi pus pe monitor. Ok, mai avem două cutii mari, după cum puteți vedea. Hai să începem mai întâi cu asta. O deschidem aici. Și în partea sărată. Dacă ar și vrea. Și pam, pam, pam. Uitați ce avem aici. Cred că toți vreau să vedeți acest lucru. Mi se pare genial. Aici avem minunățile astea. Foarte, foarte șmechere. Niște căști de la Nemesis. De la Sun Vision. Nici nu știu. Mi s-au părut foarte, foarte șmechere căștile astea. Sunt căști wired. Avea și pe wireless, dar nu m-a atras pe mine. Este pentru PC de gaming, are microfon detașabil, dar o să vedeți și review-uri pe canal, așa că fiți pe fază. Și acum, ultima cutie. Hai să vedem ce avem aici. Părinte este foarte, foarte bine lipită. Se deschide și în partea asta. Perfect. Am lipit asta aici, nu este o problemă. O să tragem și din partea asta un pic. Perfect. Și aici avem ultima cutie.
care sunt foarte, foarte, foarte emoționat. Și deschidem aici. Văd că este împachetat în ceva, o folie. Dar dacă vă întrebați, filmez în pat. Așa. Și înainte să vedeți, să scot așa frumos care să vedeți voi, avem asta. Și asta mi s-a părut genial, este un Red Dragon Carura. Cum puteți vedea aici. Are 19 butoane anti-ghosting, 12 key multimedia, 7 culori, tastele WASD și săgețile se pot schimba, adică în jocuri. Avem, putem să blocăm tasta Windows, avem multe viteze la iluminare sau și de genul. Braid ăsta nu... A, braid-ul este cablu, este înfășurat într-un material și gold plated USB, adică are USB-ul cu gen fierul e făcut cu aur pentru o viteză mult mai bună. Și cam asta a fost tot, ne revedem la următorul episod când vom face un review, adică mai multe review-uri. Bye bye!